În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la altarul de vară al schitului Duminica Sfinților Români din localitatea Augustin, județul Brașov. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre perioada dintre praznicul Înălțării Domnului și praznicul Rusaliilor. Ne-am rugat astăzi și ne rugăm continuu Bunului Dumnezeu să împlinească și cu noi așteptările, așteptarea aceasta a răuririi Lui asupra vieții noastre. Și dacă facem efort, efortul fizic și efortul spiritual, dacă în această perioadă post-pascală, perioada penticostală, perioada învierii, ne-am bucurat de toate, de frumusețea praznicului, a duminicilor, de dezlegări, peste dezlegări, toate acestea au fost rânduite de biserică tocmai pentru ca slăbiciunea noastră să nu ne împiedice să năzuim mai mult, să ajungem în ziua în care serbăm nașterea bisericii noastre și apoi să ne regăsim în această instituție dumnezeiască și omenească care este Sfânta Biserică. Să plecați de aici cu această bucurie, bucuria comuniunii cu Hristos. Schitul din localitatea Augustin a fost înființat în 2007, când s-a sfințit piatra de temelie pentru actuala biserică. Anul acesta ne-a ajutat Dumnezeu și am sărbătorit al 10-lea hram al acestui schit monahal, de când, cu ajutorul Domnului și cu binecuvântarea înalt preasfințitului nostru Părinte Mitropolit, am venit aici împreună cu maicile la sfârșitul anului 2009, primul hram pe care l-am sărbătorit fiind în anul 2010, atunci când am sfințit și biserica. Ca în fiecare an și în anul acesta ne-am bucurat foarte mult de prezența tuturor celor care au venit ca împreună cu noi să mulțumească lui Dumnezeu la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, fie slujind la Sfânta Liturghie în cazul înalt preasfințitului nostru Părinte Mitropolit Laurențiu, și în cazul părinților, preacuvioșilor, preacucenilor părinți care au participat astăzi la Sfânta Liturghie, fie participând în cazul credincioșilor, celor care au venit la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și de la Brașov și de lângă Brașov și deci din Augustin, de la Săcele, din Maramureș, din localitatea Grușii Țibleșului, din localitatea Suciu de Sus, din Maramureș. Și ne bucurăm de prezența tuturor și Bunul Dumnezeu să binecuvinteze și să înmulțească dragostea cu care ei au venit aici pentru a sărbători împreună cu obștea acestui schid monahal. Credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, adus de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.